Ok, bună Cristina, bună mătușa. Da, bună, mătușă. Așa, Eleonora. da. Da. Lucrăm în sesiunea aceasta pentru Loredana. Da. Punctele în mare, adică avem curățare, da? Standard. Începe inducția. 10. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. Nouă. Și simți cum picioarele tale se îngreunează. Și cum această greutate urcă până la bazi. Simți cum spatele tău din acest moment, Lori, vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea Cristinei. Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea lui Lori. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu, Lori, și tu, Cristina, te conectezi telepatic și cauți partea subliminală a Loredanei. 1, 2, 3. Da, este aici, nu este micuță, parcă este pitică. Da. Deci arată matură la față, dar corpul parcă ar fi de pitică. Nu este urâtă sau disgrațioasă, Da. este simpatică. Poartă o rochițică înfoiată, așa, până la jumatea pulpelor și pe deasupra are ca o carapace aurie care e prinsă la spate, ca un fel de șorț mai lung. Are tot felul de cabluri și conexiuni și acei ochi roșii pe care i-am văzut sunt de la ea de acasă. Egregorul familial sunt. Acolo parcă este o groapă de jăratec la ei acasă, în casa părintească, da? O Da. groapă de jăratec și de acolo de jos, deci este mult adâncită sub casa lor, știi? Și sunt numai ochi de ăștia. Este condus de o entitate, grupul etnic, Da. este condus de o entitate care se numește Calaman.
Deci KHA, apostrof al și apostrof aman, la calaman se pronunță. Da. Și de legiunea lui, bineînțeles. Că ăștia nu vin niciodată singuri, da? Da. Unul dintre, cum să spun, paznici este cu ea, o însoțește și are și conexiune cu el directă. Cristina, are... atinge... A? Hai, povestește. Am atins-o, da. Aici e voie să lucrăm cu ea și pentru ea, așa face cu capul, știi, spre umărul stâng și mișcă umărul stâng, știi? Adică nu prea știe ea ce și da. Cum, dar probabil ne simte, nu probabil, sigur, ne simte. Da. Îi spun cine ne-a trimis și da. că este cu noi aici, poate să o vadă și stă și se gândește, face niște conexiuni, adică în minte și a dat din barbă, din cap. Că da. Da. Are o mantidă mică. Ea, în sfera energie. Deci mică. Da? Mică așa, da, cam cât un cățeluș, să spunem. Da. A, de în două picioare, bineînțeles, în poziția aceea, da? De mantidă, da. Da, da. Și are un fel de conexiune de la ceafă, de la osul care leagă gâtul, știi, de trunchi, acolo este conectat. Mantida. Da. Ca și cum ar avea un sertar, un fărășel. Da. Și se duc pe dinăuntru, conexiuni, fire, așa și ajunge așa ca un fel de măturici zburlite până în ovarele ei. Deci nu are conexiune prin față. Nu. Este Și nici din zona... Este platoșa în da. față, carapacea de-asta. Da. Pe acolo a putut să intre, mai sigur, da? Să conecteze. Cred că așa e împărțită harta teritoriului între entități, da? Așa. Mai departe? Mai poți să vezi ceva? Sau începem să discutăm un pic? Ceva pot să văd, dar nu știu cum să o spun. Deci, stopă ești de nerăbdare, dar dintre picioare, parcă îi curge sânge. Și când m-am uitat acolo, știi, a pus mâinile în față, ca și cum s-ar fi rușinat și a strâns picioarele. Și am întrebat, zic, rușine? Zic, este un sentiment de joasă vibrație. De ce să te rușinezi? Că de ce să... Deci, a fost și spune... Păi am pierdut copilul. Și de asta spune. Și zic, era copilul tău cu iubitul tău, cu partenerul tău? Spune, nu era altfel de copil. Și spune și mă ceartă și arată cu degetul mare peste umăr la mantidă. Zice că nu sunt stare și așa am să-i pierd și pe cei care îi fac cu partenerul meu, spune. Și zic că una e una, două mai, să știi că părțile subliminale nu fac copii. Zic, corpurile în care sunt părțile subliminale fac copii. Da. Zic, este o mică, mare diferență și zic, doar nu se împart părțile subliminale, sufletele și țuști trece într-un corp nou. Zic, noi nu facem ca luxii, de exemplu. Zic, ai auzit de lux? Da. Și ce spune, zice că luxii sunt unități de măsură, știi că sunt. Da, 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 sunt. La lumină, ai lumină. Da, da, da. Și zic, da. Și zic, da, noi vorbim de alți lucruri, de aia care forfăie, așa, zburători. Zic, tu n-ai avut de asta? Spune, nu, că nu mă lasă. În ăla? Da. Calaman? Da, calamarul. Calamarul, da. Așa. Așa. Deci până acum... A venit cu mânecile suflecate, mă, e nervos. Da. Deci îi pocesc numele și zic, pas, zic, trece înapoi, zic, că te frig. Te repezi la mine. Zic, eu nu știu de fricile astea, de frici de voi. Zic, eu dau cu voi de pământ. Vrei să vezi cum dau cu tine de pământ? Dacă te repezi, zic, mai fă un pas. Ce faci? Deci a făcut groh, groh, ca un porc. Păi da. Ce poate? Adică Seamănă, un zgomot similar. Da, da, da.
Da, s-a Așa. stat, stă pe loc, da? Da. S-a Să oprit. întrebăm și pe Lori. Da. Este. Ce vezi, Lori? Deci percepeam o mantidă, o simțeam micuță firăvioară cum ea, când și în realitate e așa. Partea din față simțeam așa mai, dar până brâu, mai albicioasă, după aia un culoare așa silver și simțeam că într-adevăr în spate e ceva. Spatele ei. Îți protecție, dacă te face să te simți mai bine, pune-te, pune-te într-o sferă de ne dai protecție făcută tu deja. Da. Da. Ok. Hai să vedem mai departe cu discuția, Cristina. Deci, Loredana, ce simțea? Știa, vedea ceva, simțea ceva în regulă cu ea legat de entitățile astea? Îi produceau ceva, îi făceau? Deci, spunea așa că în corpul fizic, Loredana fizică, da? Da, da. Simțea o stare de inconfort, ca și cum n-ar mai încăpea în corp. Și stă să explodeze și să iasă afară. Da. Era vorba de sufletul care fugea de aceste entități afară. Și spune că s-a simțit tot timpul acolo, în fosta ei viață, cum ar veni, tristă și parcă toate nenorocirile se adunau acolo la ei. Adică are traume, nu este fericirea, spune că a început de când l-a cunoscut pe Crăciun, pe partener. Ok. Hai să vedem acum să explicăm sau să facem să înțeleagă, Loredana, că aici în sfera energetică a ei se găsesc niște entități, acest calaman și mantida aceea, care nu-i prea vor bine, adică în niciun caz. Da, ea înțelege, dar Înțelege? Are o frică cumplită de entitatea asta, da? De calaman, Și da? Da, și pentru că eu i-am făcut un oarecare blocaj și el a rămas așa, n-a putut să mai acționeze. I-am citit că are 24 de membri de pe o linie genetică, da? În care ar fi din familia lor, cum ar veni. Știi? La calaman, iar, adică da, îi da, iar, interferează. Da, interferează. Este o vână de aur. Înțeles? Adică extrage energie de pe un neam întreg, cum ar veni, da? Și spune că ce este dreptul lui. Dacă au contracte, de ce să nu o fac? Și au făcut promisiuni și sunt proști. Dar partea noastră subliminală, ce promisiune am făcut? A făcut ea personal sau a fost... Da, este ca un pom, egregorul. Și rădăcinile e tocmai aceea groapă de jărate, care am spus-o mai devreme, să rădăcinile, știi? Un fel de pom în care siile atârnate, părțile subliminale, dar în mijloc este una care parcă ar sta definitiv în... Acolo, da. E prinsă de tot de el. Cum să spun, este... suportul, legătura între calaman ca entitate și restul părților subliminale, da? Părților subliminale, da. Această parte subliminală, care este punte, legătura, o regăsim în viața fizică a Loredanei? Nu o regăsim în viața fizică, pentru că este o... de la străbunică, următoarea străbunică. Următoarea deci este o generație. Străbunică. Da, pe linie. Este o născătoare. Așa îi se spune, că este din născători. Un fel de neam de femei care spune că în prima fază, înțelegi, obișnuiau să se împerecheze când aveau corpuri demoni, știi? Să se împerecheze cu ei. Deci este o legătură foarte veche, da? Cu această parte subliminală. Da.
Și acum ce rol au aceste foste născătoare sau născătoare de atunci? Au rolul de a mări egregorul, de a băga alte părți subliminale? Da, pentru că într-un fel sau altul cândva s-au născut din pântecul ei, știi? Și este legătura asta de ombilicală, cum ar De veni. sânge, de... Ombilicală este peste tot. Dar într-o viață sau în alta, ea i-a născut pe toți ceilalți. Da. Și pe baza asta au făcut, să spunem, acest pom, acest copac, da? Vreau așa, partea subliminală, să se pună față în față cu măduva acelui copac, cu această străbunică și să spună că ea este, cum să spun, are o experiență separată de ea, chiar dacă au făcut vreodată experiențe împreună, da? Și că ea nu dorește să facă parte din acest egregor în care ea și-a trăit neamul bărbați-femei, da? Și că nu este de acord nici cu totalitatea în sfera energetică și în casa ei fizică, ca prezență a acestui demon și nici cu însoțitorul ei care este în sfera energetică. Și la care ăsta a pus mâinile în șol, deci și-a tot felul de forme, de foc, de unde l-a închis. Calaman, zici. Da, da, tot felul de dinți rânjiți și ochi roșii și parcă e la cinema. Unde? Știi, parcă la cinema, la efecte speciale, într-un film în care regizorul a fost ocupat. Spune-i să nu se mai deranjeze cu toate astea. Parcă e în camera aia de la Bâlci, da, camera aurorilor, da? Cică, ha! Adică noi nu ne speriem, râdem. Da, păi ce să facem? Deci râsul nostru a emis o energie înspre el ca niște limbi de foc, știi? Da. Și el încearcă să tras mult în spate. Și a zis că cum noi râdem, râdem de părțile, zic, aveam câțiva anișori, zic, când mă căleam prin filme de astea prost regizate ca tăle. Și zic, chiar crezi că mi-este frică? Poate că mă puneam la încercare. Da. Ce zici? Și-a luat o formă așa, ca, cum să spun, un corp făcut dintr-o energie ca un foc roșu aprins cu roșu, portocaliu intens, ca flocul, ca galben, așa. Știu? Așa, deci partea subliminală, Chris îi spusese strănăscătoarei da. Că nu vrea să mai fie cu ea și ce se întâmplă? Să-și taie legătura umbilicală, da? Se mulțumească că a crescut-o în viețile în care i-a fost mamă și să spună că experiențele ei de aici încolo, ea dorește, a venit aici, deci în contextul ăsta în care ne aflăm, să se elibereze tocmai de legături și de ființe ca ei. Calamarul. Ca calaman. Precum. Așa, da. Precum. Special, am zis așa. Da, și eu la fel. Bine. Așa. Da. Ce se întâmplă? Deci și-a tăiat legătura umbilicală, i-a spus, tăiați legăturile cu toți membrii de familie, da? Și în general cu prieteșugurile, da? Da. Cu așa, are o fetișoară prietenă la școală și, e ca îmi spune toate secretele, e una cu un păr creț, așa, cam înfoiat, tunsă cumva, n-are părul lung, e scurt până la ceapă și... Deci, fetișoara aia prin spate o bârfește și râdea, da, știi, să aibă grijă. Zic, uite, vezi ce prietenă bună ai? Zic, uite, trimite iertare, da. Așa, pentru că s-a înfuriat în secunda următoare, când a văzut adevărul, cum ar veni, știi? Și nu trebuie să... Zic, taieți legăturile și să știi ce ai de făcut când te întorci în corpul fizic, da? Ce programele îți faci în legătură cu ea, da? Și zic, bun, zic, ești micuță încă, zic, ce te-a determinat să te moriți așa de vreme? Da. Vă întreb și eu, pe dacă îmi permiteți. Da, da. Așa. Și spune, am prins drag de el, de băiat. Și zic, asta știm. Zic, e un băiat frumos și da, ai prins drag de el. Și zic, cei din familia ta au încercat să te împiedice sau te-au ajutat? Spune că mama ceva știa și a cam fost de acord. Iar
tatălui nu-i pasă, spune prea mult de noi, adică de copii. Zic, bun, tai legăturile și cu ei, da? Zic, te împing ca să te măriți de vreme să spune ea, oricum nu poate să mă ajute, că este chinuită. Mama este bolnavă. Normal că este bolnavă pentru că ați văzut ce avea sub casă, ce e Gregor. Zic, ea și trimite informația acum ce am găsit sub casa noastră la toate părțile subliminale, chiar și la tată, la oricine locuiește acolo. Că și la câine are un fel de câine negru, frumos. Și zic și la câine. Așa. Dacă doar zic, dacă câinele tău e viu, are partea subliminală sau este numai cu spirit? Spune nu, el este ca un om, are lumină albastră. Deci are un compozit, Așa, zic, tăia toate legăturile. Așa, de curiozitate, da, le-a tăiat. Așa, și cu câinele le-a tăiat, da? Zic, vreau să știu dacă compozitul câinelui face parte din colecția lui străbunica. Și spune că da. Deși și compoziți de animale, tot ce prind ăștia. Deci sufletul ăsta este scindat în bucăți. Da. Și o bucată și este acolo în ogradă. Da. Să-i transmitem și acestui compozit informația, da? Toată informația. Da. Așa. Deci a tăiat toate legăturile, Cristina? Da. Cu oricine și orice. Acum cum vezi partea subliminală? Este ceva mai bucuroasă, înțelegi? Parcă îi se îndreaptă structura, știi? Nu mai este chiar așa de pitică, turtită, tasată, știi? Bun. Acum să umblăm la doamna Mantidă, da? Păi da. Să o scoată în față și să-i spună să-i aducă copilul, că vrea să-l vadă, da? Da. Cum așa, naște un copil și nu mai curge încă nimic. Sânge și nu l-a văzut, mamele măcar, chiar dacă I nu arată, o spune, da. Dar nu-l crești tu, spune cu obrăznicie Mantida. Și zic, spune Mantide că nu contează că dacă îl crești sau nu, că și mamele care își dau copiii, spune că ce, la ea în familie așa se poartă. Doar știe, știi? De care avea un din fraț dat. Așa. Nu, soară, nu frate. Așa îmi spune. Da. Ok. De fapt, e ceva ambigu, că e blondin așa. Da. Așa. Și dacă s-a purtat în familie și lua dreptul ea Mantida să ia copilul de sub nas? Să o întrebăm altfel, să o întrebi partea subliminală dacă este consultant familial sau dacă este cumva avocat, da? Poate este notarul familiei sau consultant familial. Sau poate familial. Este copilul, a folosit-o pe partea noastră subliminală ca și mamă surogat, da? Fără da, să păi știe. Uite, da. Ia să întreb, a știut? Și spune, păi, cam asta a fost una dintre dorințe, știi? Că dorința ei, spune, a îndeplinit-o Mantida de a fi împreună cu băiatul și i-a dat niște drepturi. Zic, eu cred că Mantida asta, zic, era ea mai de mult. Zic, ia, uite-te îndărăt în evenimentele vieții tale de acum, că măcar asta poți să faci. Și spune-mi de la câți ani stă pe lângă tine. A, spune, pe la 9 ani și ceva, spune. Deci de când se pregătea corpul să intre cum trebuie în pubertate. Da. Mai mult decât atât, deci a avut o, cum să spun, o trecere timpurie la feminitate, da? Pentru că Mantida i-a introdus factori de accelerare, da? Aveau nevoie musa de ploduri cu ADN-ul ei. Dar de luat, i-a fost luat dinainte, da? Deci se ia dinainte, se ia de la vârste fragede, se creează, știi, se ia, ce se ia, ovule? Da, da, nu ovule în sine, ovul viu, Eleonora. Înțelegi? Deci este o
proiecție, o dublură energetică a ovulului înainte de a muri în Înțeles, asta, deci da? nu că viu. Da. Proiecția Da. energetică, Da. energetic, da. Adică vreau să spun că ea nu are copii cum ar veni să, prin răpire într-un plan fizic. Înțelegi? Nu i s-a luat ovul ca parte materială, ci ca semnătura energetică, da? Da, da? După cum s-a luat și ADN semnătura energetică, da? Nu ADN fizic, deocamdată. Dar urma să fie făcute, da? Și zic, ce vezi când te uiți la ea acum? Unde ține ADN-ul recoltat și semnătura asta a ovulelor? Spune, este un fel de banc, spune, de depozit, Da. dar este, spune, se ridică abur când ne ridică capacul, adică este ca și înghețat înăuntru și spune, sunt niște fiole și este așa, ca un arc de cerc, ca un pătrat de cerc. Așa, dar se ridică parcă ar fi un pian, un capac mare și de față și apoi segmentele acelea unde sunt. Și zic, sunt numai ale tale acolo, spune, da, deci pe șirul, spune, ea are mai multe cum ar veni, dar a mele toate, tot ce a recoltat de la mine este separat. Și zic, vezi palma ta dreaptă și energetică, da? Și spune, da, sigur că o văd. Și zic, o vezi și pe cea stângă? Și spune, și sigur că o văd. M-a întâlnit, da, ca și cum ar fi pus labele din poziția aia de rugă care o avea, le-a pus cumva în șol, știi? Ca și cum, ce face Snake? Și zic, freacă-le una de alta să se iasă un fulger, zic, din pal, să arăs tot ce e acolo. A, nici chiar așa, și dă să se pună, deci să lăți lungit. M-a întâlnit să se pună în față, înțelegi? Și i-am zis, dă-te, soro, anulez la o parte, că te piși, că te tai în două acum. Și ce ai emisia. Și nu se poate, spune. Păi, spune, tu după ce vei pleca din existența asta, nu vei evolua deloc, da? Spune, noi ți-am oferit, practic, un loc între noi, da? Și copiii tăi te-ar fi așteptat, spune. Că uite de copii din fizic, spune, te separi, dar de ăștia care i-am fi realizat cu ajutorul tău, spune, poate că nu te separai niciodată. Ar fi Păi fost ai să arate întotdeauna. copilul ăla care de-abia Da. l-a născut, l-a arătat, l-a adus? Pentru că nu vrea să-l arate, mergem noi după el, Așa. da? Mergem noi după el și surpriză, aici mai găsim o rasă, da? Deci sunt un fel de birouri pe unde de evidență cum ar veni, așa, și sunt blonzi, mari blonzi, așa, ca un fel de doctor și responsabil, director, pe funcții mari, știi? Și sunt mantidele, sunt și niște ființe care seamănă mai mult cu niște albine cu două picioare, da? Deci de la astea se alimentează copiii, da? Este o gâză mică, neagră, copilul, înțelegi? Da. Care pare că nu este împlinit aici, în partea abdomenului, cu crace în sus, mă scuzați de Da. expresie. Așa, cam așa de mare, are vreo 25 de centimetri, nu mai mult. Da. Așa, este înfășurată într-un fel de energie coconda, și da, se vede, pot vedea, știi? Și cred că nu este bine dezvoltat aici la abdomen, nu este terminat cum ar veni. Dar l-au luat, l-au smuls în grabă pentru că știau că urmează asta ce facem noi. Știi? Înțelegi? N-are decât 2 luni și o săptămână și trebuia să spune să stea înainte de 3 luni să scoate. Că deja la 3 luni, deci vezi tu, începe să miște în abdomen și îl simt câteodată, ei mai riscă și își mai lasă progeniturile, știi? Mai mult. Dar, da, și atunci, cum ar veni, deci capătă mișcări spasmodice, dacă sunt în energetic, iar dacă sunt, cum ar veni, în fizic, știi, din răpiri, cum ar veni. Așa, deci sunt... Se mișcă chiar insistent cum ar veni și pacienta simte, să spunem, da? După cum la sarcinile
fizice sunt și starea de gravitație se simte mai mult. Da, da, da. Da. Așa, partea subliminală își vede copilașul. Ce zici? Dar nu îl recunoaște drept copil. Uh-huh. Spune că, deci în concepția ei, chiar și aici unde este, așa și în, la conștientizare, spune copilul are nevoie de doi părinți, da? Și spune că ea, și dacă n-ai fi putut să faci, m-am te dau obraznică. Da. O cheamă Abdula pe Mantida. Uh-huh. I-am zis, știi, am zis când am comunicat cu ea, am zis Gogula. Știi că da, eu citise numele și da, m-a corectat că o cheamă Abdula. O, Abdula o cheamă, da, așa. Și să o întreb dacă e arăboaică. Uh-huh. Da. Și spune că de când ați venit aici, spune, deci nu vedeți efortul unor rase de a supraviețui și spune, voi aveți lumină și mergeți, semeți cu lumina în sus ca un catar și vi se pare că totul vi se cuvine și pământul în sine și toate ce sunt împrejurul lui și sunteți, spune, niște minți limitate. Spune, s-a înfuriat Mantida și începe să sporovăi. Uh-huh. Spune, sunteți niște minți limitate ca vai de capul vostru și cum trăiți. Uh-huh. Și noi, spune, niște rase așa de inteligente să nu ne putem înmulți, spune. Să fim date pe ieirii. Uh-huh. Păi zic, cine e de vină, noi? Și zic, planurile divine, zic în sine, au ele o continuitate, da? Și zic, nimic. Pe pământ, sub pământ, în aer, în ape și nicăieri zic nu rămâne nenotat și nevăzut, da? Uh-huh. Și zic poate că voi plătiți pentru greșelile voastre. Uh-huh. Și de fapt tot ceea ce se întâmplă cu noi, părțile subliminale, sunt tocmai plățile voastre karmice, adevărate, care vi se cuvin și poate că karma asta este a voastră, da? Uh-huh. Și voi o prelungiți prin elementele voastre nouă ființelor care suntem suflete. Uh-huh. Și spune, este plăcut, da, când ai toate datele în mână și umbici. Nu treci prin... Așa, umbici și zic, este plăcut să calci în picioare o parte subliminală, nu? Și din gelozie, da, că ea este lumină, cum ai spus? Că mergem drepte cu lumina ca un catarg, da? Hmm? Și zic, uite-te bine că lumina asta ca un catarg se va intensifica și te va arde dacă tu în momentul ăsta n-aliniezi toate progeniturile care le-ai făcut fără voia ei. Hmm. Și dacă nu-i dai contractul. Hmm. Zic, eu așa cred. Și zic, ea întreabă pe partea subliminală. Și spune, da. Hmm. Și zic, uite care este treaba, îi spun părții subliminale, uite-te bine pentru că prin tine se conectează și la partenerul tău, da? Hmm. Și zic, cheamă partea lui subliminală aici și acum, cu tine. Chiamatul, deci a aterizat, cum să spun, parcă a făcut un salt așa, știi? Ca și cum era o prăjină, culcat, înțelegi? Da, da, așa, da, așa. Știi, și-a căzut drept în picioare, da? Da. E cam mânios. Mm. E cam mânios pentru că se vede prins jos acolo între chakra 2 și 3. Are o conexiune, da? Mm-hmm. Așa ca un buzunar pe dinăuntru, știi? Da. Și zice, da. Și zice, cu ce drept spune, face așa ceva? Mm. Adică spune, noi nu mai avem nici dreptul la iubire? Nu, că trebuie să ne dea ei. Cu de la ei putere. Da, și ea se face trebuie tot mai mică și tot mai neagră. Și a aliniat 6 bâzdgâne aici, da, în față. Da. Mai mari sau mai mici, dar este unul dintre ei este ca o mumie mumificat. Și zic, la ce el mai ții, frate, pe ăsta? Că e mort de mult. Da, mort de mult. E mort și neîngropat. Și zic, la cel mai zis scoful ce tu stai, vede, tu stai aici. Și știi ce nervoasă e? Da? Adică cum să spune, e râsul plânge, ochii cam plânge. Hai să o canalizăm un pic, vrei? Nervoasă vreau să văd. Eleonora, nu este conexiunea bună. Nu? Bine. Te-am auzit voalat. A, ziceam deci că hai să o canalizăm un pic pe asta.
Păi da, dar mă lași cu mantea, de asta nu vreau. Bine, bine. Înțelegi că nu e conexiunea. Bine, deci uite, bine. acum iarăși. Parcă ești, ia ieși din butoiul ăla. Hai, afară. Bine. A, sunt într-un butoi? Așa te auzi. Nu. Ca și cum eu sunt într-o dimensiune și tu ești în alta și avem un tub prin care comunicăm. Puu. Ia că vin acolo unde ești. Nu, lasă să curăți conexiunile. Bine, bine. Hai, mergi mai departe, Cristina. Fă treabă. Să vină în fața mea cel galpatan care face prostii la conexiune acum. Galpatan la înseamnă deci... clești. Nu, galpatan înseamnă clești în limba turcă. Dacă îl chem pe calaman acum. E clești de ala. Bine. Nu, galpatan. Așa i-a spus, da? Bine, da, așa. Nu e bună deloc conexiunea. Ce faci mai aici? Ce se întâmplă? Așa, stai un pic să... Arată că are ordin de sus, știi? Și arată un fel de gaură așa într-un cer deasupra. Înțelegi? Din care curge o ploaie de, să spunem, energie electromagnetică, da? Dacă când ating cum ar veni solul, se fac nanoroboți. Și intră în firele noastre. Da. Să pun între conexiuni, deci o energie cum e la dinamită. Și punem toate. Da. Curățăm conexiunea dintre noi. Da. Gata. Acum te aud mult mai bine. Da? Da. Mai normal. Bravo. Deci parcă vorbeai din beci. Bun. Haide să scoatem mantida, da? Deci, are o amendă din partea părții subliminale a băiatului, da? Da. Are, cum să spun, nu amendă, ci un dosar penal. De, da. Așa, din partea fetei. Deci să dea contractul, da? Da, imediat. Din orice timp, spațiu sau loc, din bulele, din afara timpului. Nu ne interesează de când este conectată sau ce promisiune a făcut, toate se rup acum. Orice contract, da? Orice promisiune, orice permisiune. I-a dat această parte subliminală, acestei mantide jalnice, așa, al lui Gogula. Da, și să-și retragă, să tai legăturile cu bâzdăgăniile, partea subliminală. Le-a tăiat. Așa. De când le-a pus în față cum ar veni, le-a tăiat, da? Așa, uite, a revenit la normal conexiunea, da? Bravo. Da, și-a chemat ovar și ce ți-ai chemat electricii, da? Cine i-a chemat? Aia albi, i-a chemat pe electrici, da? Uite că punem așa, straturi protecție, na? Da. Iar pe o doi că las cu o rujezio. Așa. Care a dat alarma. Da. Bun. A dat contractul, Cristina? De la a da contractul este tot, are toate punctele și subpunctele. Sunt două părți subliminale care au hotărât-o și mai suntem și noi, 315 aici. Da. Da? Așa că nu prea este, cum să spun, deci 5 posibile explozii nu prea țin, știi, pe o linie de plutire favorabilă, cum ar veni. Și și-a băgăjelul, da? Și pleacă. Așa, se închide portalul. Așa, se închide portalul, iar partea subliminală să ardă mormolocii. Da. Că nu i-am dat voie să-și ia, să știi. Foarte bine. Deci am șoptit cum ar veni părții subliminale să înceapă de la mumie. Da. Da. Vreau să știu, oare ăștia mumificații ăștia n-au și legături cu... Aia, de corp. Prin... Știu eu, dar tot așa arată, ca un copil mumificat, da? Uite, mă, are 3 degete, mă. Da? Avea mumia, da. Avea arătătorul mai lung, încă unul și unul opozabil, da? Ca și cum ar fi fost mâna omului tăiat, știi, de ultimele 2 degete. Da. Și îndoite erau așa, ca niște cleștișori. Sorocuță de anules.
Hai. Gata, iar da, pe toți. Da. Acum, ce face partea subliminală, Cristina? S-a lungit și mai mult. Da. S-a finisat cum ar veni la aspect, dar nu mai este o gnomă pitică cum era. Da, și partea subliminală a partenerului s-a calmat? Da, i-a spus, da, uite, împreună cu partenera ta aici de față, zic, față în față, vă uitați unul la celălalt, așa, ce face, zic, vă scoateți toate emoțiile nebenefice. Tăiați legătura dintre voi că se reface, da? Zic, dacă este pe bază de iubire adevărată, se reface, atențiune. Da. Și spune, întreb partea subliminală a fetei, ai drept. Da. Ai curajul să o tai? Și spune că da. Uh-huh. Înțelegi? Dacă s-ar fi opus, înseamnă că ar fi fost că, interesul. Da, da, ea chiar... Da, este chiar iubire din aceea, de... Da, da. Pură. Așa. Da. Au tăiat legăturile, da, acum? Scot emoțiile, da? Uh-huh. Au și frici în legătură cu situația lor, da? Uh-huh. Au, s-au adunat suficiente, da? Da. Dar el este foarte devotat pentru legătura asta. Ca și cum știi și-ar promis lui însuși că face orice și muncește și va ține, știi, legătura. Adică da, chiar o vrea, da? Uh-huh. Ia să se uite partea lui subliminală dacă era determinat karmatic, uh-huh, vorbind această legătură. Nu, nu era Eleonora, nu? Pentru că el este curățat. A, nu. El e curat acum. Stai. Da, 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 deci, na. Dacă au mai avut vieți împreună, da, au mai avut și au mai fost cuplu, da? Deci, văd într-o viață mult înainte că au ajuns împreună până la vârsta de bunici cu părul de argint. Au casă de copii și nepoți, da? Eu cred că sunt la mormoni. Da? Da, că sunt prea mulți, da, 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 uh-huh, da. Dar pare se că el n-a vrut să ia multe soții, că a iubit-o și acolo. Uh-huh. Știi? Și cum să spun? Dar ea nu era bună de prăsire, nu făcea copii. Și trebuie să mai ia, știi? Soții. Au scris poate programul ăsta de căsătorie de timpurie, poate se vine de acolo cumva? La ea, da, vine, dar la el nu mai vine, nu. Nu? Deci i-au retrimis, cum să spun, este ce a atras el. Da, deci, da, da, da. S-au cunoscut și partea subliminală a văzut în el salvatorul, de asta da, da, a luat da, legătura, da? Uh-huh. Au avut niște piedici din partea entităților și apoi entitățile de pe ea, inclusiv calamarul, când l-a văzut așa de luminos și de curat, a zis de ce nu. Venit, da? Cum de să până nu? La urmă, da. Primească să nu atace, să da, încerce o parte subliminală curată. Da. Așa, Cristina, acum sunt mai... au scos emoțiile. Sunt au rămas așa mai bine scobite, da, corpurile astea. Păi este să se umfle. Să spun, deci, carapace este producția ei, a părții subliminale. Da. Era pavată, când n-am apucat să spun, era pavată, cum să spun, erau ca niște solzi mari de crab de la oglindă, știi, care are da, solzi pe sus și jos pe burtă, știi? Da. Niște solzi mari, așa, erau cât două, trei palme, știi? Pavate din fricile ei pe care le punea, știi, ca să se ferească de demoniac. Așa, carapacea s-a dizolvat? Da. Așa. Conexiunea care era în spate cu Mantida nu mai e. Mai este. Avea niște fluturi negri de lumină, ca păreau a fi îngerați, se luminau ei în argintiu, dar erau din legiunile lui ăsta, Calaman. Calaman. Da. Da, și Calaman, deci însoțitorul lui Calaman aici în sfera... Da. E energetică, dar este mai voalat, așa, mai djin, cum ar veni. Da. Știi, și se ține la, ar fi vrut să plece, se ține cumva la graniță, da, uh-huh, între
sferă și afară, dar parcă are picioarele lipite în teritoriul ei, nu poate să plece încă. S-a lungit. Nu l-a mai lăsat partea subliminală. Da. Hai să-i spunem să dea contractul. Vedem, îl dă. E, nu este așa cum credem noi, spune cala. Dacă la mamă vorbește, la parcă... La mamă vorbește prin ăsta? Da, parcă e lipit la gură, parcă e mod, da. Așa. Da. Vorbesc cam în doi deodată, de fapt. Da? Da, îți două voci, știi, că... Știi? Și nu așa, pentru că ea are niște datorii. Și zic eu, datoriile, zic, din câte am înțeles, de la străbunica încoace, ea ți-a spus clar că nu mai vrea să aibă de-a face cu tine. Ei bine, atunci spune, îi dau contractul pe partea asta. Și zic, dacă tăceai, filozof rămâneai. Zic, te-a luat gura pe dinainte și ne-ai dat informația că e de mai mult vreme. Și face... Știi? Și a stupat cum ar veni botul, cu... când poți de gura. Da, a pus scoci. Da, cu un fel de palmă, așa de scârnată mai mult. Da, așa. Ca un vrej, așa. Da. Ți-i spună partea subliminală să dea tot contractul, fiindcă a spus. He-he. Dacă știi ce viață a avut ea cu băiatul. Ce viață? Avut. Deci a avut o viață în care, știi cum s-au găsit ca și interferență, da? Ăsta, entitatea mi-a arătat-o. Da. Jeful i-a omor minte. Așa. Înțeles? Deci jeful i-a omor minte. Și spune că de atunci, deci, era o bandă de 6 hoți și mai sunt și de prin familia ei, știi? Care erau și-au rămas legați, spune că partea cealaltă subliminală s-a corectat, cum ar veni, da. A lui, a băiatului, dar da. ei au rămas ca și în viețile următoare. Și zic, și în viețile următoare ce? Zic, exact, zic, vrei să-i arăt o părție subliminală cum se face treaba? Și zic, tu stai blocat acolo că îi arăt o părție subliminală. Zic, uite așa, fata mea dragă, zic, uite așa se întâmplă, da? Zic, uite, asta e reciclarea, da? E un caz oarecare, nu a ei, Musa, da? Și zic, fă o paralelă cu memoriile tale. Că trebuie să-ți aduci aminte văzând la altul, da? Deci, ai ieșit dintr-un corp, te înșfacă, te păcălesc, că-i mamă, că-i tată, bunică, nu știu cine ți-a fost drag. Da. Te-ai dus cu ei, deci te-ai dus de bunăvoie, da? Da, da. Și atunci încep să-și schimbe fața, da? Trag încotro și încoace de tine, zic, trag, te lățesc între mai mulți, da? În corpul următor, când se intre, zic, ori n-alegi loc și intri direct, ori îți dă o iluzie între o variantă sau două sau trei sau, da, în cazuri speciale, 5 sau 7. 5, da. Da, alea deja părți subliminale care sunt ținute în programe, că se egregor, adună din multe locuri. Și sau ar niște avantaje la ei multe. Da, așa. Și zic, apoi iarăși toate, zic, uite, tot programul tău, vieții tale, este gravat. Zic, vezi, cu 40 de zile, practic, înainte de a te băga în sămânță, da? Da. Acolo este informația. De cine te despați, cu cine te măriți, cu cine te iubești, cu cine te urăști, așa, în linii generale. Și zic, da, tu iarăși, Orbeca e precum cel care este legal la ochi și vrea să găsească drumul. Zic, asta înseamnă încarnările, da? Și zic, atunci, ce contează că ai jefuit sau nu morminte? Că dacă ai jefuit morminte, zic, n-ai jefuit pentru că îți plăcea ție să profanezi mormintele ca și suflet, ca parte subliminală. Zic, din potrivă, tu ai fi avut respect, da? Da. Mai ales că dacă ai fi înțeles că acele corpuri țin încă suflete, bucăți de suflet lângă el. Și zic, asta a fost un program. Și spune-o, da? Întreabă, de ce mi-ai dat programul ăsta? De ce entitatea așa adresează ei? De ce entitatea mi-ai dat programul ăsta, da? De ce dacă tu stai lângă mine, ca eu să mă corectez, așa, nu stai numai să observi? De ce minte în capcane, în care ești sigur dinainte că o să cad și faci toate astea să ne prind și mai bine, da?
Și unde Ce este răspunde? unde este toată energia pe care mi-ai luat-o, toată prana mea, cu care hrănești progeniturile, viermii tăi, intergalactici prin dimensiuni și niveluri? Unde sunt toate astea, da? De ce îi hrănești cu energia noastră și nu cu altora? De ce nu produci tu, alăptează-ți tu cu energia ta? Ești în stare să o faci? Nu, atunci de ce faci? De ce faci progenituri dacă nu ești în stare să le hrănești? Unde e responsabilitatea voastră ca rasă deșteaptă avansată? Da? Că vă proliferați pe aici născuții și nenăscuții și nevii voștri și nu sunteți în stare să îi alimentați. Unde e responsabilitatea? Care spuneți că aveți noțiuni și sunteți conectați și știți toate alea, da? Ce fel de lecție dați voi? Cum să înveți un suflet dacă voi sunteți așa de josnici în intenții, așa, și un suflet vine tot curat și numai drept așa ca o lumânare, da? Știi, cum s-a mai spus. Ce spune Cristina? Pe măsură ce a, deci se micșora cu tot cu bulă. Se micșora parcă vrea să se apere, da? Da. Și partea subliminală spune, ai auzit ce a spus? Îți spune, nu încerc ca să mă mai simt vinovată pentru ceea ce am făcut în vieți, chiar cu el și pe el la fel. Pentru că noi înțelegem că toate acestea sunt niște jocuri mărșave. Și spune, dar vreau să mai fiu cu tine, dăm contractul, spune. Dar de la început, de când ai vrut să pui mâna pe mine, toate bucățele înapoi, tot ADN-ul de mi l-ai luat. În șire, toate progeniturile, dacă ai făcut vreodată, spune, progenituri într-un timp, spațiu sau loc și în vreun mediu, spune cu mine, și toată prana, da, toată prana îmbuteliată frumos așa, în niște butelii lungi așa, și spune și ce ai să faci cu ea, știi, întreabă, și spune ce fac eu cu viața mea, e treaba mea, ce fac eu cu prana mea, iarăși este treaba mea. Treaba ta, spune, este să dai contractul corect, complet, așa, și ceea ce ți-am cerut și să dispar cât mai repede de aici după ce verific tot. Aha, spune. Și zic, ce ai făcut? Ai pierdut la poker? Zic, ai mizat pe cacealma și zic, ai pierdut tot averea, tot creditul, da, toți bănuții, toate fisele? Da, Cristina? Este curios, spune, când se întâlnesc mai multe părți subliminale și faceți acțiuni, iese, spune-se că parcă se bubuie totul în aer. Aha. Hai să aducă repede să scăpăm, da, de el. Da. Ba, faci tu ăstea, spune, și întinde contractul. Dar în cartea vieții ești notată că ți-ai refuzat experiența, auzi? Da? A cui cartea vieții? În monitorizat cartea, de cine? Cartea și vieții? Zic, ia de demonii? Ia, hai, amândoi îl iau de mână pe amândoi. Unul de o mână, unul de o mână. Așa, am lăsat contractul deoparte înghețat, cum ar veni. Așa, elementul ăla calamaro. Așa, băcat în sticlă cu dop. Da? Zic, ia, hai, ia ștergeți-vă din cărțile vieții lor. Da. Hai, din toate cronicile acașice. El nu are, să știi. N-are decât două rune care are, deci ca un început de capitol, cum ar veni, știi? Iar făcut din viața împreună cu ea. Da. Dar ea are. Să dea cu mâna așa și să dispară tot. Da, cu un fel de fulger, cum am învățat la început. Da. Așa. Acum și suntem așa. Și din copiile cărților. Da. Eu de oriunde. Da, sunt părți și părți subliminale. Sunt 1, 2, 3 și sunt 4, 5, 6 copii, dar nu toate părțile subliminale au copii. Da, da. Numai unele au. Care interesa pe ei mai mult, probabil. Da, da. Aveau roluri principale. Nu, nu, au ele ceva cu ele. Da, da. Cred că au factor de risc, cumva. Da. Ok. A șters tot? Da.
Acum ne întoarcem, nu? La contract și la Duhul din sticlă. Mm-hmm. Duhul ce? Duhul s-a făcut mic de tot ca un ferișor, știi? Mm-hmm. Nici nu mai vrea să-și ia o formă, spune că. Nu mai vrea, nu? Acum e tăiată și energia. Acum și e la economie, da? E pe avarie, pe rezervă. Da, da, pe avarie, ha. Da. Așa. Așa. Verifică contractul să lipsesc copii și oglindiri. Da, da, da. Deci este măgar până la capăt, cum ar veni, că altfel nu pot să spun anulez. Și zice, du-te și scobește-te în sertare. Îți spune partea subliminală și vezi unde ai ascuns în toate nivelurile, cu plus sau minus, în toate galaxiile, de pe toate planetele, de peste tot. Totul îmi dai acum înapoi, spune. Au mai venit ca o grămadă de boabe de porumb, că altfel nu pot să spun. Deci bucățele, cum ar veni, care alcătuiești copiile și oglindirile. Și spune toate matrițele care au folosit la interferarea cu voi să fie sparte acum. Toate esențele și compoziții pe care i-ați ascuns pe undeva și secvențele de ADN, toate să vină înapoi acum și apoi plecați. Ai spune că ei tot. Și energia s-o trimită. Energia e deja aici, în partea noastră, stând îmbuteliată frumos, parcă suntem la ferece. Așa. La fabrica de nutrienți concentrate. Sunt niște dele alunște, da. Și zic, tu știi că tu poți să condensezi toată energia asta, așa? Zic să o condensez, că o ții de vorbă și noi vrei să plecăm. Fii atent, diavole, că zic, tu de la început te-ai arătat belicos cu mine. Și ai vrut să mă sperii, plus că ai realizat, zic, filme de josnică. Filme de adormit copii. Da. Așa. E că când mă uita la tine, că nu te aștept să vezi ce te speri. Zic, dar încearcă de pe acum să vezi chiar mă speri. Și zic, eu mă speri foarte greu. Spune, cum de-a scăpat așa ceva? Adică m-a scăpat fără frică, știi? Da, da. Cum de-a știi de ce m-a scăpat fără frică? Că zic, prin toate viețile trecute care le-am avut, zic, mi-am îndeplinit planul de frică, punctele, cum spuneți voi. Și în viața asta, zic, nu mai avut ce să-mi facă. M-a scăpat fără, cum ar veni, da? Și zic, știi, zice, m-a mai scăpat ca să pleznesc pe cei ca voi. Bun. Este tot contractul, îl arde, da? Îl bagă pe lumină subțire. Așa, adică pe ajutor, așa, nu? A, pe ajutorul. Da, pe ajutor. Așa îl bagă și spune să știi că este valabil pentru toate părțile subliminale din familia mea. Spune, eu le-am transmis cum ar veni acțiunea asta de dezlegare de tine live. Da, asta vreau să zic acum așa, în direct. Da, așa, da. Și pleacă mormăind. Pleacă cu prietenul la sub braț. Așa. Da. Să închidă portalul. Nu mai este de curajos și de conturat. Este cu coada între picioare. Da? Partea subliminală a condensat toată energia, da. A curățat-o și a făcut o pastilă, așa, ca un mentosan, dar transparentă. Și zic, de acolo, te vezi din mijloc, precum firul din labirint, zic, când o să te resimți de energie, că, na, da. Poate mai avem și noi momentele noastre de consum, că nu știm să o drămuim încă, pentru că lucrăm de puțin timp, da, cu propria noastră energie. Noi am lucrat după programele lor, da, și ne învățăm să lucrăm singuri. Și zic, e de acolo, din mijloc, așa ca dintr-un tort de lână. Și zic, să-ți aduci aminte, să-ți iei de acolo ce trebuie să te conectezi, pentru că este foarte mare cantitate, chiar dacă tu ai condensat-o, pentru că este energia ta și ai puterea asta, da? Da. Bun. Acum să facă un fel de creuzet, frumos, așa ca și cu o pâlnie jos, să cheme și restul de ADN din orice timp, spațiu sau loc ar mai fi risipit semnăturile și să le curețe, da? Le scoate pe acolo, pâlnia, știi, ca și cum ar fi un
ce să spun, cât ea de înaltă, da? Da. Trebuie timp să mai înălțat iarăși. M-am văzut într-o viață, tu, deci era umanoidă, dar aici avea niște uși un cioca de rață. În fine. Da. Și acum și-am pletit cum ar veni ADN-ul. Da. Tu știi cum, când momentul când l-a băgat peste coloana vertebrală eterică, cum ar veni, deci se aude și un sunet, mă, nu seamănă cu nimic de pe lumea asta. E așa frumos și se extind filamente, filamente, raze, se extind peste tot, știi? Și să știi că se ies multe coduri de întuneric, multe puncte da. De întuneric ies în afară. Da. Se ard, ies fumulețe, fumulețe, pâlcuri. Da. Și acum își purifică esențele sufletești, da? Este ca un fel de vas așa lunguieț și acolo este o gelatină, să spunem, energia ei pură, da? Da. Și parcă trece cu mâinile prin mărgele. Și de ce trece, știi, ele zboară. Zboară și intră în ea, în pielea, în ochi, în gură. Și deci, iarăși, deci se creează ca o mică scânteie când le reintegrează. Da. Acum, Cristina... Se numește, ca și nume de spirit, se numește Loiana. Ha, frumos! De o, dar așa, Loiana da. Se numește. Și zice că vine din lumea lui Bartur. Așa, cine e Bartur? Bartâhâur. Da. Deci Bartur este ceva similar soarelui nostru. Aha. Un astru foarte mare, dar este de culoare palid, blu, auriu, verzui, așa o nuanță indescriptibilă în cuvinte omenești. De fapt, este galaxia, știi? În care acest astru, înțelegi, susține viața, cum ar fi. Este un sistem similar galaxiei noastre, da? Da. Cu soarele. Adevărat al nostru, da? Da. Și deci Bartur e soarele adevărat al acelei da, lumi. Da, de, așa, de asta, ca și cum am spune noi că venim din lumea soarelui nostru adevărat, știi? Așa e formula lor de recomandare, da? Da, da, da. Și deci, ea, ca parte subliminală? Planeta ei se numea Almisa, cu Y. Sau se numește EW921, dacă vrei. Da, da. Deci, aici cum erau? Ce erau? Umanoizi? Da, umanoizi, dar în corpuri energetice, da? Da, da. Ce îmi place că ei merg, circulă și ce fac pe acolo și le cad din partea de sus a corpurilor energetice un fel de bile cum o să le știi că puse într-o gelatină, cădeau în partea de jos. Adică ca și cum ar obosi celulele și ar muri și s-ar regenera, ceva similar, știi? Așa. Deci corpurile sunt moi, parcă ar fi un fel de piele, adică moi ca ale noastre, nu da, star. Da, asta, ca știi? Parcă ar fi un fel de piele, dar pielea aceea este mai mult o energie menită să țină elementele lor la un loc. Decât așa. Ca o peliculă, să zicem. Da, ca o peliculă, energetică. Da. Așa, și ce s-a întâmplat, Cristina? De ce a plecat de acolo? Din lumea lor, de pe planetă. Deci trebuie să mergem înapoi să vedem în ce context au plecat. Că ea mi-a dat... Deci, practic, în momentul când și-a curățat ADN-ul, da, da. Înțelegi, și l-a reasamblat, a fost capabilă să-și identifice originea, da? Așa. Pe el îl lăsăm. Da, da. Partea lui subliminală. Și o să mergem înapoi, da? Da. O să mergem, o să dăm filmul înapoi, da? Hmm. Deci o văd sosind pe Terra,
Dar nu lucrează în densitatea terei unde sunt oamenii, ci într-o densitate deasupra, dar totuși sunt călătorii între aceste densități. Dar ea nu poate să existe cum ar veni partea noastră subliminală într-un corp. Deci corpul ăsta, cum să spun, este o imitație a corpurilor de acolo, pe care o pot veni pe Terra. Este o imitație, dar de joasă calitate, spune partea subliminală, da? Mai dăm filmul înapoi, într-adevăr. Deci este un fel de stație, ca un cerc. Așa, este puțin tești și puțin înclinat, parcă ar fi înfipt într-o energie bleomarin, așa, văscoasă, dar cu niște puncte, așa, de ca niște stele, nu știu, ciudată lume. Și ea într-adevăr are un corp de umanoidă, arătoasă, chiar cu toate, cu forme, cu sân, cu picioare, așa, cu, în schimb, are palmate, mâini, picioare și chiar are cioc de rață. Pot. Așa cum un cap de rață, dar în loc de sub cioc care ține loc de nas, are și o gură, o fantă și ochii așa porcini, scuze de comparație. Deci au un corp umanoid, un cap de rață, da? Da. Le văd, cum să spun, lipite și intrând înăuntru în aceste corpuri, ele sunt captate, sunt silite și sunt pur și simplu îngrețoșate de energiile acestor corpuri și nu au un limbaj articulat sau o comunicare telepatică pentru că sunt blocate și scot niște sunete tare dezgraționate. Da, ascuțite, așa, care zgârie auzul pentru comunicare, da? Ok. Așa, ia să mergem înapoi. Mai înapoi, da. Vrei să vă duc eu direct pe planetă, Chris? Nu, lasă-mă că trebuie să refacă drumul să înveți. Așa, că nu te plimb mult. Bine. Lasă. Spune că au intrat în programul SECA. Da. SECKHA. Da. SECA. Și zic ce programul ăsta SECA, ce înseamnă? Spune să acordăm asistență, spune, umanoizilor cu corp tare, adică cei ca noi. Da. Și zic, da, de unde și până unde voi din lumea voastră, care n-aveați nicio treabă, voi converteați niște energie acolo. Da. Adică, tu știi că ei mai mult lucrau pe partea mentală, cu gândurile, da? Da. Cum să făceau un fel de pachete, știi? Și învățau pe cei din lumile de început, care se aflau în evoluție, să se inițieze în a ști care gânduri sunt din câmpurile morfice și care gânduri sunt cele adevărate cu care ai venit în planul de experimentare, da? Da. Trimitea un fel de pachete școală cu observații, informații. Da, informații, da. Așa, informații lucrau, știi? Și vechea poveste s-a cerut ajutor. Da. S-a interceptat, da? De pe o planetă, așa, o planetă frumoasă, păduroasă, așa, știi? Da. O rasă, da, un SOS, o rasă și, cum să spun, făcuse niște dereglări climatice acolo, da? Și dispăreau, se deșertificau cu, dar eu le văd pur și simplu mâncate de ceva, știi? Da. Adică mâncau pe dedesubt. Da. Niște entități ciudate, pământiști. Mâncau cum ar veni, știi? Și de unde ar fi, știu, niște ființe care sunt la început să trimită SOS intergalactic, da? Da. Atunci le s-au prezentat zeii. Zeii care pe dedesubt mâncau pădurea și deasupra s-au pozat în salvator. Da. Și spune că, cum să spun, a apela la anumite rase să-ți facă favorul în acele vremuri străvechi,
era o chestie de bun simț să nu apelezi într-una, ca să înseamnă că nu te descurci singur, știi? Și ei au spus că ei deja au apelat, așa că ei le transmit mesajele să vină să-i ajute, dar mesajele să vină ca din partea lor, știi? Adică să nu detecteze, știi, de la cine îi cheamă acolo. Da. Și deci văd plecând în unități cu un fel de navă mamă, ca Enterprise, așa, dar lungă, lungă. Și are 48 de nave mai mici, independente, practic. Da. Sunt cuplate numai pe perioada călătoriei, cum ar veni. Așa, în fiecare navă din cele 48, deci se aflau în perechi 1-1-2-2, cum ar veni. Da. Așa, deci asistențe de diferite tipuri, da? Erau de mediu, că erau de asistenți spirituali, să spunem, da? Da. Vindecători prin energie și așa mai departe. Tot ce implica. Și, da, da. Și pe măsură ce coborau practic năvuțele, știi, din nava mamă și se apropiau, deci intrau într-un fel de vortex conic ca un șurub, știi? Li s-a spus că pe acolo poate planeta să deschidă portal, da? Și la un moment dat, când au intrat toate, s-au trezit izolate de o barieră de comunicare, nici n-au mers spre planeta propriu-zisă, așa nici nu puteau să iasă, cum ar veni, da, se întoarcă înapoi, știi, da? La nava mamă. Bineînțeles, da, cei din nava mamă s-au depărtat pentru că au înțeles pericolul, dar bineînțeles că nu i-au abandonat, da? Da. Și era împotriva, cum să spun, a regulilor lor și a legilor nescrise, da, da, ale universului, să atace o planetă pe care se află o rasă primitivă, să spunem, da? Și atunci au fost anunțați sec că sunt într-un cont de energie dublată cu realități simultane, o capcană de tip arhonic, da? De asta am avut conexiunile, le-am văzut prezența. Așa. Și deci au de ales una din două. Să se predea, da? Sau să distrugă ei acea planetă din cauza prezenței lor cu ei cu tot. Și bineînțeles că s-au predat, da? Ca esențe din dimensiune, da, energetică, au, ce erau. Au considerat că pot face față și da, s-au sfătuit îndelung între în acele nave mici, știi? Dar vezi tu ceea ce nu s-au așteptat, nu s-au așteptat ca ei să scoate treptat câte o navă mică, câte o navă mică, la intervale temporare foarte mari. În rest, se țineau blocați acolo. Și atunci, încetul cu încetul, conexiunile mentale, știi, sau telepatice, se voalau între ele, da? Și deci nici măcar nu i-au lăsat pe toți pe această planetă, da? De exemplu, solicitanta noastră, parte subliminală, a fost luată și dusă pe niște planete cu tot fel de jivine, știi? Ca să le cu corpuri din acelea de entități, știi? Jumate umanoie, jumate ciudățenie, știi? Da. Priprizi, nereușiți. Și un fel de corp de cal, da? De aici, de la grumaz, de la gât în sus și cu picioare de om și coadă de cal. Niște, deci măcar n-avea patru picioare ca un cal, știi? Da, să zici că e cum era oia pe așa, da, paunii sau mai chemau. Bine. Ăștia pe care le-a întins erau arhonii și ce entități erau acolo pe planetă? Arhonii erau cei care asigurau suportul tehnic, da? Da. Așa. Și ăia de pe planetă? Da, zei. Zei de pe planetă erau draco-reptilieni. Deci implicat rasa draco, sunt implicați reptilienii, sunt implicați ca apărat de zbor dragonii. Așa, pentru că din anumite motive probabil le trebuia la ceva, n-au vrut să strice echilibrul prin arme de răsunet. Echilibrul acelei planete, da?
Da. Și vreau să mă uit acum la prezentul acelei planete, dacă ei trăiesc acolo. Da. Deci, planeta este ca un refugiu pentru ei. Este tot așa cu natură sălbatică și au baze, da, de refugiu acolo. Planeta asta unde au fost atrași, adică să Da, o refacă, vorbești. Da, da. Ok, Chris, mai avem de văzut. Rasele care au urmat ceea ce a rămas acolo ca așa, deci sunt hibridați. Asigură da. Suportul de legătură între planetă și rasele draconiene și reptiliene încă. Cristina, mai merge mai departe? Am văzut traseul, da? No, ok. Da, partea da. subliminală ce vrea? Vrea să mai păstreze ceva din linia asta temporală sau o anulează? Spune că oricum în conștiință, în spune în Akasha adevărat, am zis că Akasha în sine, să știi, este un nume cu rezonanță frumoasă. Pentru că este o planetă frumoasă, da? Da. O planetă frumoasă care la originele ei a fost o minune, da? Da. Deci pe care i-au făcut o harcea parcea transformând-o într-un depozit uzual, da? Da. Și zic, tu spune că acum ești conectată la conștiința adevărată, da? Da. Și din conștiința ta se revarsă ca un cadou în conștiința universală spre binele tuturor aceste informații, da? Și că alții, oriunde ar fi în timpuri, spații, locuri, sau știu, conștiințe care au fost înrobite ca și tine, deci primesc acum toată informația asta. Loc, cum ar veni sertarul de depozit, unde te da, duci? Și Loc, toți cei din 48 de nave și 48 de nave mici și nava mare și toți ai ei. Da, da. Și acum să declare, Cristina. Da, să spună că acum și aici și de unde venim, adică în prezentul de acolo și în toate timpurile, locurile, spațiile, între spații, între timpuri, spune, anulează orice colaborare cu entitate de vibrație joasă sau cu cele, spune, care conțin lumină, dar s-au dat de partea celor cu vibrație joasă. Da, Așa, adică spune, așa. Facilitând interferarea, spune, altor părți subliminale ca și ele, spune. Deci cu orice ființă care nu are în vedere cel mai bun interes al ei. Și așa matricea originală, da, care arată ca un solz de aur cu un gât să-l îmbrace. Așa da. Arată matricea, așa a făcut-o. Da. Ia și acum trebuie să venim acolo. Vă aduc eu? Da. Număr de la 1 la 3, la 3 al meu, sunteți aici și acum 1, 2, 3. Da, am venit aici acum și primul lucru pe care l-a făcut partea subliminală a fost de a să ia un pic de pastilă și să-și facă niște papuși de aur. Din pastila din aia... Din pastilă cu energie. Da, și zic, de ce? Spune așa, când calc ca să ard tot ceea ce este rău, știi? Știi? Și zic că asta este un consum inutil de energie. Zic, nu trebuie să arzi cu energia, trebuie să folosești mintea ca un instrument, da? Și să spui, va fi, așa va fi, da? Și zic, să fiți în concordanță tu și cu mintea ta care acționează în nivelul fizic, da? Și în momentul când ai spus acel va fi, așa să fie. Bun. Eleonora, mă auzi? Da. Am crezut că te rup. Nu. Așa. Așa. Bun. Deci acum, și-a pus matricea, și-a lipit-o, da, a intrat da, în ea, cum a făcut. Da, între timp și el și-a adus matricea, da, băiatul, da. I-a lăsat vorbă cu tine, da, da. Așa, și spun, te-ai dus tu după ea, spune, nu, s-a deschis canal, cum ar veni, și mi-au trimis-o, zic, bine a făcut, așa, să-și aplice ambii matricea, da, să-și curețe corpurile toate energetice, de orice rezidu, semnăturile nebenefice din sânge și plasmă, da, semnătura covrigului, fricii, a panicii, a programului respectiv, da? Da? Și a influențelor 5G, da? Și acum să-ți ia de mânuță frumos și în canalul de abundență benefică, cu neșa de nou bine părților subliminale.
Să stăm să ne pălăcim tot timpul acolo. Și o luăm și pe Lori. Tu, Lori, că eu am plecat deja. Da, tu, gata, păi ești prima. Parcă tu ești curățat. Da. Da. Ia zi, dar eu mă duc să fără să vreau. Da, plec. Dacă... Deci te declari aici și acum cum ar veni, cum să spun, că nu ți-i contabilitatea unde ești, cum ar veni. Glumesc. Dacă nu-ți dorești, nu te duci. O doresc. Păi vezi. Sunt dependentă de canalul Abundenței. Beneficii. Da. Cris, când se întorc, trebuie să-și aplice și să... Bă, asta, programul de ieșire din Matrix. Ieșire din Matrix, da, s-au întors. Și acum fiecare în căsuța și locurile lor. Ei trebuie să-și curețe, nu, ei doi trebuie să-și curețe locul unde își fac căsuța, acum că își fac căsuța. Atunci, unul să curețe, adică ia, de exemplu, locul unde stau, așa? Și el să curețe locul unde... Sau casa. Da. Ok. Noi ne curățăm și noi, Cristina? L-am grădit cu un fel de energie, înțelegi? De înaltă vibrație, adică, da? Da. Și spune ea că eu am o idee mai multă. Că să arunc depozitul de energie acolo, știi? Da. În loc și spune că doar și așa facem tot timpul alta lumină, spune. Da. Avem tot timpul lumină și zic, fă-o. Da. Cristina. Am văzut la Lori o roche frumoasă de mătase chinezească. Hai că o punem să ne arate după. Așa frumoasă. Cu flori nici mari, nici mici, foarte, ori bluză, ori bluză mai lungă, gen tunică și ori rochetare elegantă și frumoasă. Hai să opresc înregistrarea, da? Poți.